Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Suntem la Tomis TV, nu suntem în altă parte, chiar dacă vedeți în jurul nostru o grămadă de confeti și ceea ce pare așa dezordine. Nu este deloc dezordine, a fost o mică petrecere aici la noi la Tomis TV. Ieri am împlinit 2 ani de zile. Am lăsat urmele petrecerii din două motive. Unu, pentru a marca acești 2 ani care au trecut în ciuda multora, susținuți de către unii din Constanța, de către unele persoane, instituții, asta în primul rând, în al doilea rând, pentru a arăta simbolic dezastrul din Constanța. Nu avem un oraș așa cum trebuie să fie, ca scos din cutie, avem un oraș în care nimic nu mai funcționează bine, nu mai funcționează cum trebuie. M-am întors recent dintr-o excursie, într-o vizită de lucru în Sibiu, în Cluj, în Oradea și în Cracovia, Polonia, dar Polonia este deja altă țară și nu ne putem compara. În vestul țării, orașele sunt realmente altfel. Constanța a rămas undeva în urmă, ba chiar un studiu recent al Băncii Naționale Române spunea că sunt 7 județe în țara asta care se apropie ușor, ușor de Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul de trai, puterea de cumpărare și restul se depărtează. Evident, noi nu suntem din primul pluton, din păcate. Și asta din cauza celor care ne conduc în principal. Bun, subiectul emisiunii și poate vedeți titlul afișat este unul mult prea activist pentru gustul meu. Dar asta este situația. Fac presă de peste 20 de ani și cred sincer că rolul presei este să semnaleze problemele, autoritățile le pot îndrepta dacă vor, dacă doresc, dacă ele consideră necesar sau pot interveni, nu știu, autoritățile care cercetează penal unele lucruri și așa mai departe. Ei bine, eu m-am cam săturat, să știți, și a venit momentul în care și noi jurnaliștii, ca cetățeni ai acestui oraș, cred că trebuie să luăm atitudine. Așadar, așa cum am titrat, m-am cam săturat de combinațiile lor, de manglele lor, de bătaia lor de joc, am hotărât să-i dau în judecată ceea ce am și făcut. Înainte de a vă spune de ce și pe cine dau în judecată, nume personal, împreună cu câțiva vecini, să vă povestesc o chestiune pe care cred că am mai spus-o aici. Undeva prin Frankfurt pe Main, în Germania, în nordul Germaniei, o doamnă a vrut să-și monteze un aparat de aer condiționat. Era clădirea în care, blocul în care locuia, o clădire de apartamente. Ei bine, nu e așa de simplu în Germania să-ți montezi un aer condiționat. A trebuit să citească o carte, un regulament al imobilului care avea cam 60 de pagini. După ce l-a citit, a trebuit să aibă discuții față în față, obligatorii cu fiecare proprietar, să-i spună ce dorește să facă și să obțină o semnătură de la fiecare proprietar. Dacă unul nu era de acord, nu-și putea monta aer condiționat, repet, pe fațada clădirii. Nu numai că doamna a înțeles aceste lucruri și le-a acceptat, ba chiar spunea că sunt normale. Vă dau un singur motiv și cazul a fost relatat de presa din Europa. A spus așa, nu este chiar drăguț să montezi un aparat de aer condiționat pe fațada unei clădiri, așa că îi se părea, repet, absolut normal să întrebe pe toți cetățenii din bloc dacă sunt de acord și să ceară acceptul. E drept, facem o paranteză, în Germania aerul condiționat nu este atât de folosit ca în România. Mai sunt și alte probleme, însă atunci când îți montezi un aparat de aer condiționat, trebuie să știi unde va avea scurgerea, să nu pice condensul în capul oamenilor, trebuie să iei în calcul zgomotul pe care îl face unitatea de aer condiționat, să nu-i deranjezi pe ceilalți. În Germania, toate lucrurile acestea se iau în considerare. Repet, vorbim despre o banală unitate de aer condiționat. Consiliul Județean Constanța și Rusu I. Georgiana PFA organizează în perioada 21-30 iulie proiectul Caravana Dansului Popular, 10 spectacole coreografice în 10 localități din județul Constanța cu accesul publicului gratuit, proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, valoarea totală a proiectului 353.500 de lei. Ce au făcut consilierii municipali din Constanța și motivul pentru care, cred eu,
merită atât dați în judecată cât și trași de mânecă atunci când îi vedeți pe stradă. Există un, și o să vă citesc numărul, un regulament pentru desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanța, care datează de câțiva ani de zile. Ei bine, în cea mai recentă ședință de Consiliul Local, primarul Virgil Chițac a propus și, repet, a fost votat cu, de către toți consilierii, eu cred că unii dintre ei n-au știut ce au făcut, o modificare a acestui regulament. S-a votat pe 29 iunie, HCLM-ul are numărul 261. Ce s-a schimbat? Principala prevedere care se schimbă prin acest regulament este următoarea. Dacă cineva dorește să deschidă un restaurant, o unitate comercială, ar putea fi orice altceva, nu numai restaurant, bar, casă de pariuri, dar ne referim la unități de alimentație publică în principiu. Dacă vrea să își deschidă o astfel de unitate de alimentație publică la parterul unui bloc, până la finalul lunii iunie, avea nevoie de acordul vecinilor limitrofi. Este o chestiune de bun simț care se practică aproape oriunde în țara asta, cred că și în Europa, și v-am dat exemplu Germaniei, unde, repet, nu ai voie să-ți montezi niciun amărât de aparat de aer condiționat fără acceptul tuturor vecinilor. Acceptul vecinilor este necesar și este logic din mai multe motive. Dacă eu am un apartament la etajul 1, am copii mici, locuiesc acolo, vreau liniște, ar trebui să am un cuvânt de spus, în mod logic, normal. Dacă cineva vrea să-și deschidă un restaurant, o terasă, un bar, la parter, avem perete comună. Toate acestea au funcționat așa și în perioada infamului Radu Mazăre. Nu și-a permis nimeni să se atingă de această prevedere. Dar și în perioada lui Decebal Făgădău. Bun, a venit Virgil Chițac la conducerea orașului și ce credeți? Noul HCLM propune o schimbare de regulament, schimbare care zice așa. Cine vrea să-și deschidă un restaurant la parterul sau la ultimul etaj, atenție, nu e vorba numai de parter, poate fi, nu știu, etajul 10 din 10, vrea omul o terasă pe bloc, nu mai are nevoie de niciun acord al vecinilor, nu numai limitrofe, al niciunui vecin și nici al asociației de proprietari, dacă programul este între ora 08 și 22. 08-22. De ce orele acestea? Am înțeles de la domnul Rusu că așa era pe vremea comunismului. Între 8 și 22. Așa s-a decis. Între 8 și 22. Bun. Ce n-a înțeles domnul Rusu și poate n-au înțeles consilierii care au votat? Eu cred că mulți dintre ei din grabă, fără să citească, fără să aprofundeze acest subiect, următorul lucru. Dacă programul începe la ora 08 și se termină la 22, programul de funcționare. Evident că activitatea în acea unitate va începe mai devreme. La ora 5, la ora 6 începe să vină marfa, nu? Nu se termină la ora 10. La ora 10 se închid ușile, poate ultimul client pleacă la 10 și jumătate, trebuie să faci curățenie, mai trântești o ușă, mai trântești un scaun, mai dai drumul la muzică mai tare și așa mai departe. Cu siguranță programul va depăși 12 ore, deranjul, zgomotul vor fi pe o perioadă mult mai mare decât 8-10. De ce această schimbare? Oficial, cei de la PNL și domnul Rusu spun așa, domnilor, până acum, oficial sau neoficial, pentru că am avut și discuții neoficiale, până acum, spuneau ei, se crea un anumit tip de comportament. Adică, eu voiam să-mi deschid un restaurant la parter și mă loveam de opoziția celor de lângă. Păi nu-i normal, spune PNL-ul. Cum? Eu vreau să-mi deschid un restaurant, să am, dau drumul la muzică, să fac business în orașul ăsta. De ce să mă împiedic de bătrânica de lângă? O bătrânică, nu știu, care nu vrea să semneze. Ba chiar, neoficial se spune, domnule, s-a ajuns așa la cazuri de șantaj, adică bătrânica ne cere niște bani să putem deschide un restaurant. Vai, nu e posibil.
Da? Ei vorbesc de șantaj, ei care sunt cercetați de DNA. Mă rog. Ok, nu poate obliga nimeni din lumea asta pe o bătrână, pe o familie care are, nu știu, un membru bolnav, pe nimeni să accepte să-ți deschizi un restaurant perete în perete cu tine. Sau nu putea până la finalul lunii iunie. Este de înțeles acest lucru, este de înțeles, dar mai peneliștii și peseliștii în principiu par să nu înțeleagă acest lucru, că valoarea acelui apartament va scădea. Imaginați-vă așa, că locuiți într-un bloc, e liniște, e calm, aveți vecini care se comportă exemplar, începând de mâine se deschide acolo un bar. De la 8 la 10, muzică, băutură, femei, tot ce trebuie. Este evident că dacă aveți apartamentul lipit de acel bar, valoarea acestuia va scădea. Numai dacă nu sunteți cumva un băutor înrăit și vă spune cel de lângă de la bar, hai, 7 beri gratis pentru tine ca să închizi ochii. Aceasta este una dintre explicațiile celor care au votat. Unu, că acest tip de comportament trebuie cumva evitat. O altă explicație pe care am văzut-o și mă scuzați, am râs amar, am văzut-o acum vreo două zile, este următoarea. Noi, liberalii, sprijinim mediul de afaceri. A spus asta Mihaela Andrei, care ar trebui, în opinia mea, să explice mai bine cum apar și dispar casele din declarației de avere despre care am scris, decât să-și dea cu părerea despre mediul de business din Constanța. Bun. Așa sprijiniți voi mediul de afaceri, permițând distrugerea cartierelor din acest oraș? Păi mediul de afaceri, domnilor liberări, doamne Mihail Andrei, se sprijine altfel, prin investiții. Uitați-vă la Amărâtul de Galați, așa spunem noi, Amărâtul de Galați, unde se investesc sute de milioane de euro în fabrici noi, unde se creează mii de locuri de muncă dintr-o dată. Și apoi uitați-vă la colțul ăsta de țară, unde nu se întâmplă absolut nimic. Ba mai mult, și investitorii care au venit în trecut pleacă. Heineken, de exemplu, da? A plecat de aici, anunța că pleacă și primarul Chițac. Habar nu avea că o companie mare care creează sute de locuri de muncă pleacă din Constanța lăsând oameni șomeri. Dacă n-ar fi fost portul Constanța, și primăria n-are absolut niciun merit aici, dacă n-ar fi fost portul și investițiile de acolo, am fi fost realmente un cătun nenorocit. Portul ne mai scapă cumva, ne mai crește cumva economic. Uitați-vă însă în oraș. Asta nu este dezvoltare economică. Dezvoltare economică înseamnă să creezi locuri de muncă noi, bine plătite, investiții greenfield, adică de la nivelul ierbii, să aduci investitori români și străini care să vină cu know-how, care să creeze aici ceva. O hartă a ziarului financiar spunea, și asta nu-i vina primăriei a noastră a tuturor, că din Constanța n-a plecat în ultimii 20 de ani niciun brand important. Cum a plecat, nu știu, Dedeman din Bacău și așa mai departe. Ăștia suntem. Este și vina administrației pentru că nu a încurajat investițiile. Dar să spui că așa sprijini tu mediul de afaceri este absolut halucinat. Ca să nu mai vorbim despre un alt lucru. Păi, restaurantele din Constanța fac business, unele dintre ele da, fac. Ne uităm pe cifra de afaceri și observăm că raportează venituri importante, dar și profit important. Da, multe sunt, e o jecmâneală ce se întâmplă, scuzați limbajul. Nu poți să te duci să plătești pe o pizza 59 de lei sau pe o limonadă 21 de lei. Am aflat recent că atât costă în municipiul Constanța o limonadă pe terasa unui politician, 21 de lei. Am scris zilele trecute și vă invit să citiți în Constanța 100% pe cet100.ro cât a costat un prânz cu trei feluri într-un restaurant Michelin, inclus în ghidul Michelin, fără două stele, evident, în Cracovia, Polonia. 54 de lei. Și poți să mănânci somon în sos ponzu, poți să mănânci pui, un creme brulee la desert și așa mai departe. Ai de ales între mai multe feluri. 54 de lei.
încercați să mâncați aici o fasole cu cârnați cu 54 de lei la o autoservire. Ultima dată am plătit 47 de lei pe o fasole la stradă, la capitole. Mi-a pus mai mult că nu mi-am dat seama. 47 de lei pe o fasole pentru acasă. Bun, ăsta nu este business, domnilor liberali. E o modalitate de a face niște bănuți, dar businessul adevărat, îmi cer scuze, nu este acesta. Un al treilea motiv pentru care cred eu, da, e o pură speculație, pentru care a trecut această hotărâre de Consiliu, este în ograda domnului viceprimar Ionuț Rusu. Un angajat de-al domnului viceprimar și-a cumpărat recent, am mai vorbit despre asta aici, 49% din mult prea lăudatul, în opinia mea, restaurant Rosmarin. Ei bine, recent acest restaurant, unde angajatul domnului Rusu deține 49% și-a mai deschis o terasă. Speculația mea, dar luați-o ca atare, este o speculație, este că undeva în acea zonă a domnului Rusu a angajaților se dorește extinderea în oraș acestui tip de afacere, să-i spunem. De ce să spune cineva bețe în roate dacă vrei să deschizi un restaurant la parter? De ce să spună vreo bătrânică, domnul Rusu? Nu, e bine, vreau și eu să mă odihnesc după amiază. Repet, este o speculație, pe domnul Ionuț Rusu l-am invitat într-o emisiune, l-am invitat de luni pentru joi, acum în urmă cu câteva luni, mi-a răspuns vineri că vine, i-am spus că așa, putem da timpul înapoi din păcate, dacă invitația a fost făcută de luni pentru joi, vineri, e mai dificil. Oricum, invitația rămâne deschisă, dar înțeleg că domnul Rusu are acum alte probleme, dă și dumnealui cu subsemnatul pe la DNA. Vom reveni cu informații oficiale despre acest lucru. Vorba de dosarul acela al bărcilor. Bun. Mai spun ceva, liberali. Domnilor, da, e posibil să fie câteva mici probleme, problemuțe la această hotărâre de Consiliul Local, în sensul că, da, poate fi zgomot, poate fi deranj, dar există instituții ale statului care își vor face datoria. Adică, dacă va fi zgomotul prea mare, semnalați acest lucru, vine un polițist local sau vine garda de mediu sau... și rezolvă tot. La reclamații repetate, se închide acel restaurant. Bun, cum măsori zgomotul? Noi știm că bugetarii au un program așa, cam de la 8 la 4. Păi dacă cineva dă muzica tare la ora 8 seara sau la 9, vă invit pe dumneavoastră să sunați undeva, nu știu, la garde de mediu, la să spuneți, domnilor, avem o problemă cu zgomotul, veniți să verificați. Sunt convins că nu va veni nimeni. Există însă posibilitatea, e drept, ca poliția locală să vină, să constate faptul că muzica e dată prea tare și să, nu știu, dea o amendă, să fac un proces verbal. Poliția locală poate face acest lucru fără un aparat de specialitate, ci pe baza propriului auz. Se pare polițistului că muzica e prea tare, bă băieți, manelele mai încet sau manelele sunt prea tari, haideți să facem un proces verbal. Evident că este, cum să zic, undeva de noaptea minții. Ceea ce pentru mine e prea tare, poate polițistului îi place Florin Salam. Și nu, domnule, e bine, e ok. Sau poate îi place Beethoven, că sunt convins că în barul se ascultă și mult Beethoven. Bun, este evident extrem de subiectiv și subiectivitatea aceasta va afecta viața locuitorilor, a noastră tuturor. Am avut două propuneri pe care le-am prezentat, nu într-un cadru oficial celor care conduc orașul. Dacă tot vreți să faceți acest lucru, să nu mai puneți oamenii în ecuația aceasta a restaurantelor aparter. Răstrângeți măcar aria de activitate, zonele în care se întâmplă acest lucru. De ce în poarta 6, de exemplu, să-ți deschizi un bar la parterul unui bloc? Deranjează. Nu știu. Stabiliți o zonă comercială, o zonă 0, o zonă 1, unde să permiteți acest lucru. Și încă ceva, cereți, pentru că este absolut normal și firesc, măcar acordul celor care au perete comun. N-au făcut nici acest lucru. Ba mai mult, în stațiunea Mamaia,
Și acolo poate că e de înțeles, în stațiunea Mamaia nu mai e nevoie de autorizație, de acordul vecinilor, mă scuzați, și nici al asociației de proprietari, chiar dacă vrei să ai program non-stop. Așadar, dacă vă gândeați cumva să vă cumpărați un apartament în Mamaia de vacanță sau să locuiți acolo, ar trebui să vă gândiți de două ori, în opinia mea, sau să luați în calcul următorul lucru. Este foarte posibil ca la parter sau la ultimul etaj să aveți un restaurant care va funcționa non-stop pe timpul verii, fără să aveți posibilitatea de a vă opune. Dacă vă doriți acest lucru, mergeți, cumpărați, trăiți liniștit printre acordurile unduioase de, nu știu, ale lui Florin Salam, al copilului minun, al spaniști, nu știu. Da, și mulțumiți domnului Rusu, care, apropo, este lezat de această chestiune domnul Rusu? Vorbeam de implicarea în domeniul restaurantului. Păi nu prea este lezat, că domnul Rusu locuiește la casă, undeva, la o vilă, în palatul, din câte știu. Bun. Este lezat domnul primar Virgil Chițac? Credeți că locuiește undeva la etajul 1 sau la 9 din 10 în unui bloc și s-ar putea să vină XSRL să-i deschidă un restaurant în cap? Păi nu. Domnul Virgil Chițac are nu una, ci două case în eforie, deci ori trebuie două, nu știu. N-are nicio problemă dacă cineva își deschide un bar în Constanța lângă. Absolut nicio problemă. De ce tac liberali în această privință? Este o întrebare și invit aici să ne spună deschis. Avem lideri liberali care știu că nu sunt de acord cu această hotărâre de Consiliu. Dar de ce tac și nu spun? Într-un partid trebuie să existe democrație internă, în opinia mea, care să fie vizibile și de către cetățeani. Adică nu poți să accepti întotdeauna ce spune primarul, dacă acest lucru contravine ori bunului simț, ori propriilor tale, convingeri. Ar trebui să aibă puterea consilierii liberali să spună da, asta nu este de acord în opinia noastră, vom vedea ce putem face, sau să prezinte măcar niște motive plauzibile. Spuneam că au votat și ceilalți consilieri această hotărâre de Consiliu. Cei de la USR, eu realmente cred că n-au știut ce au făcut, dar aștept de la ei o reacție după această emisiune. Și cei de la PSD. În PSD n-am nicio încredere. PSD face ce spune conducerea partidului, ca de altfel toate partidele. Nu l-am văzut pe liderul consilierilor municipal, domnul Costin Răsăuțeanu, luptându-se pentru constanțeni. De 3 ani de zile ne bate la cap cu un proiect de vouchere pentru persoanele care au nevoie de asistență psihologică. Ultima dată când am întrebat, proiectul trecuse, se înscriseseră 12 persoane. Domnule Răsăuțeanu, pe cuvânt, dacă e vorba de 12 persoane, ori, nu știu, 102 de lei, 2400 de lei, îi plătesc eu. Vă dau eu banii ăștia, împărțiți voucherele la oameni, dar ocupați-vă de ceva bun, serios, care să rămână în orașul acesta. Nu închideți ochii când colegii dumneavoastră de la PNL distrug acest oraș. Pentru că acest oraș, în ritmul acesta, va fi distrus prin astfel de hotărâri de Consiliul Local. Poate că da, vom sprijini 1, 2, 3, 10 oameni de afaceri, 100 care își vor deschide restaurante, care vor angaja probabil oameni pe salariu minim, pe economie, sau oameni care vor munci la negru, care vor face într-un fel sau altul să-și ascundă profitul, așa că beneficiul financiar pentru oraș va fi mic, minim sau aproape nul. Consiliul Județean Constanța și Rusu I. Georgiana PFA organizează în perioada 21-30 iulie proiectul Caravana Dansului Popular, 10 spectacole coreografice în 10 localități din județul Constanța cu accesul publicului gratuit, proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, valoarea totală a proiectului 353.500 de lei. Cum spuneam,
N-am de gând, nici eu, nici ceilalți afectați să-i las așa. Am depus astăzi o procedură prealabilă la Primăria Constanța, am primit și număr de înregistrare pentru revocarea acestei hotărâri de Consiliul Local Municipal. Nu știu dacă se va ajunge la revocare sau nu, dar următorul pas pe care îl voi face cu siguranță este să atac această hotărâre în nume propriu de constanțean, împreună, repet, cu câțiva oameni care cred la fel ca mine, să atac această hotărâre în instanță și să o blocăm în instanță, pentru că așa nu se poate. Acesta nu este un oraș pentru constanțeni, e un oraș pentru o clică. Pare rău că spun asta, dar altfel nu văd lucrurile. S-ar mai putea stopa acest lucru cumva prin prefectul județului Constanța, domnul Silviu Coșă, care poate ataca această hotărâre dacă găsește motive de nelegalitate. Dacă nu le găsește, am aici plângerea prealabilă în care noi am găsit nu unul, mai multe. Și nu sunt acestea toate. O poate găsi la primărie, poate întreba stafful din prefectură sau, dacă dorește domnul prefect, îi pot pune la dispoziție această plângere prealabilă să-și noteze aspectele de nelegalitate. Sper că o va face. Recent îmi scria un comentariu de ce am folosit poza domnului Gheorghe Mândilă la un articol despre OMD-ul județului, Organizația de Promovare a Turismului, Mamaia Constanța, a județului Constanța, unde domnul Mândilă este secretar, este și președinte la OMD Mamaia Constanța, că altul mai bun n-au găsit. De ce am folosit poza aia? Domnule prefect, dacă tot citiți ce scriu, uitați-vă și pe această plângere prealabilă, am s-o public pe Constanța 100%, poate vă inspirați de acolo și poate faceți ceva pentru locuitorii municipiului Constanța. Ceva concret. Opriți un rău făcut de, e drept, colegii dumneavoastră de partid. Ei au votat. Aș mai avea multe de spus pe acest subiect, dar mă voi opri aici cu speranța următoare. Că atunci când se va mai vota o hotărâre de Consiliul Local, consilierii, cei aleși de către noi, indiferent de partidul din care fac parte, PNL, USR, PSD, să se gândească întâi la noi, la cei care locuim în orașul Constanța, la cetățenii obișnuiți, care plătim taxe și impozite, și apoi, abia apoi, să se gândească la combinațiile lor, manglele lor, la cum mai scot ei niște bani, la prietenii lor care au nevoie de autorizație. Pentru că poate nu toți vor pleca din țara asta, din orașul acesta. Poate vor rămâne aici, ei și copiilor. Nu distrugeți un oraș pentru niște interese efemere. Mulțumesc că v-ați uitat!